Bine v-am găsit! Vă invit să vizionați tutorialul Word Art, norul de cuvinte cu stil. Mai întâi deschidem aplicația wordart.com. Luăm din partea dreaptă, avem Loghează-te, avem Sign up, înregistrați-vă, Create, creează. Deci putem să ne creăm un nor de cuvinte chiar dacă nu ne logăm. Avem apoi comunitate și galerie. Dacă apăsăm pe galerie, vedem ultimele word art-uri realizate. Noi acum apăsăm Create. Și după cum puteți vedea, în partea stângă sus avem diferite cuvinte care le putem schimba, după cum ați putut vedea. Scriem competențe. Atitudini, aptitudini, curriculum, educație, așa mai departe. De asemenea, putem să importăm. Import, putem să trecem textul aici și dăm importare cuvinte. Noi acum lăsăm cuvintele care le-am scris și apoi avem shapes. Mai multe designuri, cum dorim să ne arate word art-ul nostru sau norul nostru cu stil. Da. La all sunt toate. Acum eu o să selectez o inimioară. Apăsăm click pe inimioară. Apoi mergem la fonturi. După cum putem vedea, avem aici mai multe fonturi pe care dăm click. Și îl putem selecta. Apoi avem cum dorim să ne apară. Orizontal, vertical, cuvinte care dansează și așa mai departe. Iar după dăm Visualize. Și după cum puteți vedea, norul nostru a fost creat. Putem să dăm animate. Și în final avem style. Putem să selectăm cum dorim noi și să se schimbe culoarea. Și dăm. Putem să ne punem aici ce culoare dorim și ne apare cum vrem noi. Și dăm pe vizualizare. După ce am creat norul nostru cu stil, avem posibilitatea să descărcăm ceea ce am realizat ca și PNG, ca și JPEG. Și dăm standard JPEG. Deschidem. Și după cum puteți vedea, norul nostru de cuvinte s-a transformat într-o fotografie. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel-Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.